una dintre gustările îndrăgite ale copilăriei. La micul dejun, la prânz, seara, oricând aveam posibilitatea, mâncam parizer cu pâine neagră și muștar. Nu orice fel de parizer, nu orice fel de pâine, nu orice fel de muștar. Noi, cei din Galați, Brăila, Tulcea, aveam niște preferințe, desigur, de pe vremuri. Nu fac reclamă acum la nimic, este doar o amintire pentru că o să vă spun mai multe produse. Pâine neagră de Galmopan, s-a închis Galmopanul din păcate din Galați, fabrica de pâine, sau de Brăila acum. Este o pâine din aia gustoasă, dacă e și caldă e și mai bună. Parizer, parizer de Tulcea sau de Selgros, acum mai modern. Un parizer mai bun. Muștar de tecuci, obligatoriu muștar de tecuci. Nu stricați bunătate de parizer, așa marfă de lux, cu un alt parizer. Cu un alt muștar, pardon, uite mă bâlbi cu gândul la parizer. Muștarul de tecuci poate fi dulce sau iute, în funcție de cum vă place. Eu îl prefer pe ăla dulce. Se curăță membrana, nu mâncați cu tot cu membrană, se taie felii generoase. Atenție la rețetă că e foarte complicată, da? Așa, să dăm asta deoparte. Acum, se ia felia de pâine. Vă rog frumos să-mi răspundeți. Pe care parte a feliei de pâine se pune muștarul? Atenție mare! Punem muștarul generos. Măsurăm felia de pâine față de parizer. Punem așa. Cine vrea poate să pună două felii de pâine. Eu nu mănânc pâine, eu mănânc parizer cu pâine. Mamă, ce bun e! Bun, frate, bun! Asta mâncam în copilărie. Era parizerul ăla cu găurele, cu puncte de grăsime. Doamne, cât de bun era parizerul de Tulcea. Mâncam de obicei, când ajungeam pe la Tulcea, mâncam acolo în parc, lângă fostul tribunal. Bun parizer, cu muștar de tecuci și pâine neagră. În loc de parizer, mai mâncam și salam poiana. Era salamul poiana pe vremuri cu bucăți de carne, bun tare de tot. Rare ori mănânc parizer acum. Nu cumpăr preparate din comerț decât salam de Sibiu sau cine știe ce preparat așa care îmi tună mie. Dar vă spun sincer că uneori mi-e poftă de parizer și de cremuști. Și când și când cumpăr o bucățică de parizer și ne facem pofta. Pe vremuri mamele noastre găteau cu ceea ce aveau. Cine avea norocul să aibă la țară părinți sau bunici cu păsări și ouă și carne să aducă de la țară, era foarte bine. Mama aducea de la țară, cine nu cumpăra din comerț. Dar din parizer se făceau niște șnițele extraordinar de bune. Vă las de desubt rețeta aceea nostalgică de pe vremuri cu șnițele din parizer. Haideți să nu ne dăm rotunzi, să lăsăm fițele și fonfleurile, că din când în când mai trecem puțin limita mâncărurilor sănătoase și mai mâncăm și prostii. O prostie de asta de parizer, odată la 2-3 luni, nu moare nimeni dacă mănâncă așa ceva. Vă iubesc! Pentru alte rețete la fel de complicate, urmăriți-mă! O să vă mai aduc în curând și altele.